Eu sper să nu, dar dacă va fi o situație reală... Atenție, atenție, atenție! Lego Scram! Lego Scram! Lego Scram! În momentul de față este un detașament care se numește Carpathian Vipers, care asigură poliție militară întărită sub comandă NATO în țările Baltice, un detașament format din aproximativ 100 de persoane și 4 avioane F-16, iar noi astăzi o să mergem să vedem ce fac ei pe acolo. Acum suntem la Otopeni în baza 90, iar în spatele meu este un C-130 Hercules, iar noi suntem gata de decolare. Hai să înceapă vlogul! I-ați venit? Nu am găsit. Noi am aterizat, suntem aici în baza din Lituania și urmează să înceapă o ceremonie de acordare a unor medalii specifice misiunii Baltica, așa că o să asistăm și noi la această ceremonie. În spatele meu e unul din cele 4 aeronave F-16 care sunt detașate aici în bază, așa că îl puteți admira și voi în spatele meu, dar hai că începe ceremonia. Welcome to the General Robert Manner, the Director of Operations of Romanian World Forces Command. Domnule general, detașamentul Carpathian Vipers este pregătit pentru executarea misiunii. Raportează șeful de stat major, detașamentul comandant cu șef. Bună ziua! Să trăiți! Bună dimineața tuturor, este a doua zi, este ora 8 dimineața, suntem aici în baza militară din Šiauliai, din Lituania. Astăzi o să stăm împreună cu militarii pe aici să vedem care sunt activitățile lor, o să vedeți și câteva interviuri, o să mergem și la avioanele F-16 să vedem partea de tehnic ce face pe acolo și eu sper să nu, dar dacă va fi o situație reală, dacă o să prindem cumva o alertă, asta o să vedeți și voi în continuarea acestui vlog, așa că stați aproape să vedem împreună ce se mai întâmplă. Ei bine, câteva minute, zeci de minute mai târziu m-am întâlnit și cu șeful secției de mentenanță. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă rog să-mi spuneți un pic cum e misiunea până acum. Totul până acum a decurs fix cum ne-am dorit, adică foarte bine. Ce voiam să vă întreb, câte persoane sunt în toată secția de mentenanță, în subordinea dumneavoastră, pentru cele patru aeronave?
aproximativ 50 de persoane și de desfășoară activitatea în secția de mentenanță, începând de la pregătire până la toate lucrurile de mentenanță care le facem aici. Deci până să ajungă pilotul să zboare practic aeronava, sunt 50 de persoane care se ocupă ca lucrurile să funcționeze perfect în momentul în care aeronava practic pleacă din hangar. Am înțeles că aveți și foarte multe piese aduse la dumneavoastră. Cam care ar fi numărul lor? Este un număr destul de mare, câteva mii de piese au fost aduse aici și suntem pregătiți pentru orice. Am înțeles. E greu să, nu știu, să coordonezi partea de mentenanță? Cum e în general mentenanța pentru aeronavele din spatele nostru? Nu este grea mentenanța pentru aeronavele, deoarece este foarte bine documentată și știm clar ce avem de făcut pentru orice problemă întâmpinăm. Chiar mă uitam la aeronavă și zic, mamă, are atât de multe lucruri așa, mai ales că nu știu, e foarte, mi se pare că e foarte complicat, dar în momentul în care probabil că știi fiecare bucățică și fiecare membru din echipă știe ce are de făcut, cred că lucrurile n-au cum să fie grele. Ei bine, ce să zic, spor în continuare la treabă și mult succes în următoarele două luni de misiune. Mulțumim! M-am mai întâlnit și cu un coleg care a ajuns odată cu noi ieri, doar că el va rămâne aici pentru următoarele două luni. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce voiam să te întreb, cu ce te vei ocupa aici în cele următoarele două luni? În mare parte aici o să fiu manager pe mentenanță pentru formațiunea de sisteme hidraulice și pneumatice și control anticoroziv. În speță, reparații la avioane dacă sunt necesare și acolo unde e cazul și lucrări regulamentare. A fost grea preluarea asta sau cum ți se pare deja după o zi? Pentru că deja avem, nu știu dacă avem 24 de ore, dar aproximativ. Nu, sincer nu. Suntem obișnuiți cu provocările astea. Toată ideea e să fim agili, să ne mișcăm cât mai repede. Când venim aici să nu se simtă tranziția prea tare, să n-aibă un impact. Și într-un fel e și plăcut, fiindcă ajungi să faci ceea ce te-ai pregătit în ultima vreme cu noul grid de lucru NATO. Ai făcut parte și din perioada asta de pregătire dinainte de misiune, nu? Și cumva lucrurile acum sunt mai simple datorită perioadei respective. Și din perioada aia și de când s-a schimbat climatul din zonă, să zic așa, și din tot ce a însemnat rapid deployment pe orice detașament care a venit străin la noi în țară, în bază, acasă. E interesant, pui în practică ce înveți. Corect. Mult succes în următoarele două luni și mi-a făcut mare, mare plăcere. Mulțumesc. După alte câteva zeci de minute m-am întâlnit cu locotenentul Cracană. Salutare! Salut! Ce vreau să te întreb? Cu ce te ocupi tu în misiunea de aici din Lituania? Eu managerez activitatea din start avioanelor. Practic managerez echipa care se ocupă de pregătirea avioanelor înainte de zbor, care verifică avioanele după zbor și între ieșiri. E grea activitatea asta pe care o desfășuri, e solicitantă? Câte ore ai nevoie să te implici activ? Mă refer la partea de înainte de zbor, după și așa mai departe. Este o activitate care presupune concentrare continuă, atenție continuă, pentru că aeronavele trebuie să decoleze în condiții de siguranță, bineînțeles. Cum au fost primele două luni până acum? Primele două luni, din punctul meu de vedere, au decurs conform planului. A fost ok, a fost ușor, a fost la fel ca acasă, nu ne-am întâlnit cu evenimente deosebite sau neplanificate, ca să zic așa. Uh-huh. Ce pot să zic? Mult succes în următoarele două luni. Mulțumesc și frumos. Să fie misiunea până la capăt așa cum a fost și în primele două luni, adică un succes. Am aflat o chestie foarte interesantă, nu știu dacă vedeți voi, dar în mână am o pietricică foarte mică. Și persoanele care se ocupă cu înlăturarea acestor pietricele de pe pistă practic fac o activitate denumită activitate de FOD. Și de asta am lângă mine pe cineva care se ocupă și aici în Lituania de această activitate, activitate de care se ocupă și pe aerodromul din Borcea. Haideți puțin lângă mine să vorbim puțin despre pietricelele astea și care e activitatea asta, ce presupune practic activitatea de FOD sau ce înseamnă, pentru că prescurtarea asta nu știu dacă înțelegeți voi, nici eu nu înțeleg ce înseamnă FOD, dacă ne puteți spune. FOD-ul reprezintă un pericol pentru aeronavele noastre. Având gura de admisie foarte jos, ele pot aspira aceste pietricele, provocând niște crăpături pe palele lor. Încercăm pe cât posibil să evităm a avea așa ceva pe aerodrom. La Borcea reușim. Aici, cu sprijinul tuturor colegilor, facem un FOD walk în fiecare dimineață. Epoch, îi zicem noi mai prescurtat, dar este walk.
ne ducem personal fiecare toate perechile de ochi available, okay, să vedem suprafețele și verificăm toată este pista de verificăm doar zona unde ne aflăm, MA4. Ok. După care mergem și pe Quebec. Aceasta este zona unde aeronavele ies pe pista secundară, da, alinindu-se la pista, la pista principală și plecând în misiune. Am înțeles. Ne asigurăm că zona unde suntem parcați este foarte curată. FOD înseamnă Foreign Object Damage. Și practic pietrecelile astea pot afecta motorul în momentul în care aeronava se deplasează? Confirm. Pot face un damage semnificativ aeronave, da. Wow, wow. Ce să zic? Sper să nu se întâmple asta niciodată și să se înlăture toate pietrecelile de pe pistă ca aeronava să nu... Nu este vorba doar de pietrecele. Dacă ați văzut, mulți dintre colegi nu folosim capele în zona operațională, poate fi luată de vânt și adusă în fața aeronavei. Orice obiect poate deveni un FOD pentru aeronavele. Am înțeles, deci orice, nu e vorba doar despre... Nu este vorba, avem să avem grijă și la fixuri. Totul trebuie acoperit, nici capele, nici ceasuri, nici nimic nu trebuie adus. Facem noi excepții, da, și da, aveți dumneavoastră ceas și ale nu o să vedeți, da, la noi la ceasuri. Nu am înțeles, deci de asta nu purtați ceasuri. Nici verighete, sunt căsătorit, dar nu am verigheta cu mine, adică orice poate deveni un... Trebuie să am grijă atunci, în momentul în care mai vin pe pistă, să fiu curat ca să nu și avem... accesul în zona operațională același lucru, vă căutați bocăncii, vă căutați toată lumea, ne asigurăm că nu vom produce nicio stricăciune aeronavă. Am înțeles. Mulțumesc mult de tot pentru aceste informații pe care astăzi le-am aflat în premieră și sper că și voi ați aflat o chestie nouă din vlogul de astăzi. Ce să zic? Mult succes în următoarele două luni de misiune. Să fie totul cu succes. O zi plăcută. Tocmai ce au primit o alertă, este o alertă de tip exercițiu de data asta. Am fost lângă mamă, mi-au bubuit urechile, dar în spatele meu chiar acum decolează avioanele. Wow, cât de mișto sunt ei. Și al doilea F-16 chiar acum decolează. Cred că nici nu mă mai auziți. Să-și execute misiunea, după care se vor întoarce înapoi pe pistă după terminarea, bineînțeles, a exercițiului. Wow, trebuie să mă duc să-mi recuperez urechile pentru 10 minute. De data asta mi-am pus și protecție la urechi, pentru că acum a aterizat unul din cele două F-16, iar unul a ajuns deja pe pistă în partea asta și vine înapoi la hangar. Hai să-i așteptăm. Foarte mare suflu în spatele aeronavei, credeți-mă. Oh. Poate nu știați, dar vă spunem noi în acest moment că aici, în baza din Lituania, am mai participat odată, în 2007, în un detașament pentru aceeași misiune de poliție aeriană, un detașament format din 4 aeronave MiG-21 Lancer și în zona asta din spatele meu, fiecare națiune care a trecut pe aici și-a lăsat ca și suvenir câteva indicatoare cu distanța până acasă. De asemenea, și noi ne-am lăsat aici către București, Bacău, Câmpia Turzii, din câte vedeți, și acum când le vedem pe toate înșiruite, ne dăm seama de amploarea acestei misiuni și câte țări au participat la această misiune. Și ia vedeți ce am mai găsit. Aici în spatele meu sunt câteva badge-uri de la detașamentele care au participat, bineînțeles, la misiunea de poliție aeriană, începând din 2004, aici cu Belgia, care a pus primul badge pe panoul ăsta,
Și noi suntem fix aici cu detașamentul din 2007, din câte v-am spus mai devreme afară. Urmează, bineînțeles, să punem și următorul badge de la detașamentul care se află în momentul de față în misiune. Bineînțeles, la finalul misiunii, în momentul în care ei vor pleca, va fi și badge-ul lor aici. Bună dimineața din nou, este a treia zi pentru noi. Astăzi am ajuns din nou în bază și am aflat de dimineață, de când am ajuns, că ieri pe timpul exercițiului piloții, în timp ce se aflau în aer, au primit o alertă Alpha Scramble reală. Atențiune, atențiune, atențiune! Tango Scramble! Tango Scramble! Tango Scramble! Adică activitatea din exercițiu a devenit o situație reală și încercăm și noi să facem rost de niște poze din aer să vă arătăm cam care a fost situația. Bineînțeles, ei, după ce și-au terminat misiunea, au aterizat în condiții bune aici, în bază. Pentru noi, viza s-a încheiat astăzi în Lituania. Am stat 3 zile, poate chiar un pic mai mult de 3 zile. Acum nu știu cum calculăm orele, pentru că nu m-am uitat exact la ceas, dar ideea este că vlogul de astăzi a fost foarte interesant atât pentru noi, cât și pentru voi, sper, cei care ați văzut materialul ăsta. Nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share, să vadă și prietenii voștri și să lăsați în secțiunea de comentarii dacă vreți să mai mergem în vizită în alte misiuni sau, de ce nu, în alte unități militare. Așa că până data viitoare aveți grijă de voi. Ciao!